Excelențe, doamnelor și domnilor ambasadori și șefi de misiuni acreditați în România, mă bucur că putem relua tradiția de a ne întâlni la început de an în acest format. Apreciez foarte mult buna cooperare cu dumneavoastră de până în prezent și sper ca noul an să aducă noi și cât mai bune rezultate pentru consolidarea relațiilor noastre. La finalul anului trecut, clasa politică din România a dovedit maturitate democratică. Printr-un proces care nu a fost deloc ușor, dar care este firesc în orice democrație, a fost constituită o coaliție solidă în Parlamentul României. Ca rezultat, a fost instalat un guvern care trebuie să asigure stabilitatea țării și să conducă societatea românească spre o nouă etapă de modernizare. Acest guvern trebuie să îndeplinească așteptările cetățenilor care doresc soluții concrete pentru a gestiona efectele produse de pandemie, de criză energetică, pentru implementarea deplină a Planului Național de Redresare și Reziliență, care reprezintă un obiectiv de prioritate zero, precum și pentru asigurarea bunăstării și securității țării noastre și cetățenilor săi în sens larg. În acest context, ceea ce urmăresc ca președinte al României este și asigurarea unei politici externe și de securitate care să continue să fie predictibilă, coerentă, de consens național, axată pe îndeplinirea responsabilă a angajamentelor asumate de țara noastră la nivel internațional. România va continua să se dezvolte ca stat membru al Uniunii Europene și al NATO, activ, de încredere, implicat și respectat. Astfel, abordarea României este axată pe continuitate, în baza celor trei piloni esențiali ai politicii sale externe: consolidarea rolului și influenței țării noastre în Uniunea Europeană și respectiv în NATO și dezvoltarea și aprofundarea parteneriatului strategic cu Statele Unite ale Americii. Acești piloni sunt susținuți de promovarea valorilor democratice, a statului de drept și a drepturilor fundamentale, precum și de acțiune concretă pentru asigurarea stabilității și securității în regiune și la nivel global, în baza dreptului internațional și a multilateralismului eficient. În actualul context internațional complicat, trebuie să oferim răspunsuri viabile și sofisticate provocărilor și transformărilor curente. Trebuie să avem totodată capacitatea de a fructifica oportunitățile apărute și de a ne adapta la realități, astfel încât România să fie mai rezilientă în plan intern și în plan extern. În acest sens, trebuie să eficientizăm cooperarea cu partenerii cu care împărtășim valori, viziuni și obiective similare la nivel internațional și să diminuăm sau chiar să eliminăm dependența de actorii care au abordări contrare și vor să ne afecteze capacitatea de a ne atinge obiectivele. Ne aflăm într-o zonă complexă de instabilitate accentuată, iar obiectivul nostru este să acționăm pe plan extern prin pregătirea de răspunsuri și inițiative de politică externă adecvate pentru găsirea celor mai bune soluții pentru stabilitatea și securitatea în regiune și dincolo de aceasta. Contez în acest scop pe sprijinul și cooperarea dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, 2022 are o rezonanță specială. La 1 ianuarie s-au împlinit 15 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană.
În această perioadă, România s-a schimbat fundamental. O confirmare categorică a puterii transformatoare a proiectului european. Respectarea și promovarea valorilor europene, democrație, stat de drept, drepturi fundamentale, economia de piață, definesc astăzi România. Suntem angajați în continuare, ferm, în eforturile de întărire a Uniunii. Această abordare rămâne baza progresului și prosperității României și beneficiază de sprijinul clar al majorității cetățenilor noștri, reieșit și din dezbaterile în cadrul conferinței privind viitorul Europei. Provocările actuale au reconfirmat nevoia de acțiune europeană coordonată și solidară. Anul 2022 trebuie să devină, prin urmare, la nivel european și global, un reper în efortul comun de combatere a pandemiei și depășirea consecințelor acesteia. Uniunea trebuie să fie mai bine pregătită pentru provocările viitoare. Avem în fața noastră o oportunitate de schimbare și de consolidare a instrumentelor și politicilor Uniunii Europene. România este angajată să participe activ la acest efort comun. Salutăm în acest context nivelul de ambiție al președinției franceze a Consiliului Uniunii Europene pentru o acțiune europeană care să aducă Uniunii noastre relansare, forță și sentimentul de apartenență. Susținem aceste eforturi comune. Pentru România, în perioada următoare sunt de interes prioritar la nivel european o serie de dosare importante. În primul rând, coordonarea pentru ieșirea din această pandemie și consolidarea Uniunii Sănătății pentru a răspunde unor provocări viitoare. Această criză ne-a arătat că este nevoie de eforturi susținute pentru a consolida capacitatea de reacție și de a avea instrumentele necesare. La fel de importantă este și redresarea economică. Trebuie să ne concentrăm pe aplicarea integrală a cadrului financiar multianual 2021-2027 și a instrumentului Next Generation EU prin PNRR, Planul Național de Redresare și Reziliență. Cei doi piloni, interdependența ai redresării economice, respectiv tranziția ecologică și transformarea digitală, împreună cu o piață unică puternică, pot să stimuleze noi forme de creștere, să promoveze coeziunea și convergența și astfel să contribuie la consolidarea rezilienței Uniunii Europene. Pentru România, cei doi piloni asigură structura dezvoltării și conectarea cu realitățile și cerințele cetățenilor noștri. România va urmări astfel implementarea echitabilă și justă a Pactului Ecologic European, care să țină cont de specificitățile țării noastre și va promova o agendă digitală activă bazată pe investiții în infrastructură, competențe digitale și securitate cibernetică. De asemenea, vom urmări identificarea de soluții eficiente pentru criza energetică actuală. În același timp, un spațiu Schengen pe deplin integrat este esențial pentru consolidarea pieței interne. România contribuie deja și rămâne angajată să contribuie în continuare la un spațiu Schengen sigur și eficient. Este deosebit de importantă, din acest punct de vedere, finalizarea aderării României la acest spațiu. Finalizarea monitorizării României prin intermediul mecanismului de cooperare și verificare,
pe baza progreselor în sfera independenței și a eficienței sistemului judiciar românesc, este o altă prioritate majoră. Autoritățile române sunt pe deplin angajate în acest sens. De asemenea, vom continua demersurile care țin de România pentru operaționalizarea Centrului European de Competențe în domeniul securității cibernetice. În plan bilateral, la nivel european, România va continua demersurile de consolidare a relațiilor și a parteneriatelor strategice sau cu conținut strategic. Mă refer la state ca Germania, Franța, Italia, Polonia, Spania, Turcia sau Ungaria, alături de recalibrarea parteneriatului strategic cu Regatul Unit în context post-Brexit. Anul 2021 și evoluțiile de securitate care pot afecta spațiul euroatlantic au reconfirmat importanța crucială a relației transatlantice pe care România, ca partener strategic al Statelor Unite ale Americii, o susține puternic. Discuțiile pe care le-am avut cu președintele Biden în cadrul summitului B9 pe care l-am găzduit în luna mai și în marja summitului NATO de la Bruxelles din iunie anul trecut au întărit angajamentele reciproce pentru revitalizarea și consolidarea legăturii transatlantice. Cea mai recentă rundă a dialogului strategic România-SUA din noiembrie 2021 a reconfirmat pragmatic această dinamică. Menționez cu satisfacție și o altă reușită a relației bilaterale în care m-am implicat personal, consolidarea cooperării în domeniul nuclear civil privind reactoarele modulare mici, prin lansarea programului în acest domeniu, în cadrul întâlnirii pe care am avut-o cu emisarul SUA pentru energie la summitul de la Glasgow. Acest demers întărește și diversifică parteneriatul bilateral în domeniul securității energetice și al tehnologiilor de vârf. Dorim ca anul 2022, în care aniversăm 25 de ani de la lansarea parteneriatului strategic România-SUA, să aducă noi reușite și proiecte aplicate în domenii precum securitatea, energia, cu accent pe impactul asupra combaterii schimbărilor climatice sau tehnologia avansată. Încurajăm implicarea Statelor Unite în proiectele majore de interconectare regională cu impact strategic, precum Rail to Sea și Via Carpatia. Totodată, dorim să progresăm în ceea ce privește obiectivul comun de aderare a României la programul Visa Waiver. Tot în cadrul demersului de întărire a parteneriatului transatlantic, vom urmări în continuare consolidarea relației strategice cu Canada. Doamnelor și domnilor, problematica de securitate va fi prioritară în această perioadă. Astfel, în fața provocărilor recente de securitate, este evident că avem nevoie de o acțiune mai puternică pe palierul descurajare și apărare, acțiune care trebuie articulată în spiritul unității și cooperării transatlantice și al angajamentelor din cadrul NATO. Rămâne un obiectiv important și creșterea prezenței militare americane în România. România se implică activ în procesele cu miză strategică la nivelul NATO și UE, în ceea ce privește evoluțiile din vecinătatea estică și regiunea Mării Negre. Suntem, în mod firesc, preocupați de situația de securitate din vecinătatea noastră, generată de desfășurarea masivă a trupelor ruse în proximitatea Ucrainei și de implicațiile acestea pentru stabilitatea euroatlantică.
Chiar astăzi are loc o interacțiune importantă în formatul Consiliului NATO-Rusia, complementară dialogului strategic americano-rus de la începutul săptămânii, cu privire la care am fost informați în timp real. Din perspectiva noastră, abordarea duală a NATO privind Rusia, pe care am susținut-o constant, trebuie să constea atât în măsuri ferme și credibile de descurajare, cât și în deschiderea pe această bază pentru dialog. Acest dialog trebuie să aibă ca reper permanent principiile, valorile și angajamentele care reprezintă fundamentul alianței. Este absolut necesară desescaladarea concretă pe teren a situației de securitate. Amenințarea cu folosirea forței, precum și punerea sub semnul întrebării a parametrilor actuale a arhitecturii europene de securitate, sunt inacceptabile. Susținem totodată necesitatea continuării consolidării posturii aliate de descurajare și apărare în mod coerent și cuprinzător pe întregul flanc estic, inclusiv și în special în regiunea Mării Negre. Într-un cadru mai larg, summitul NATO de la Madrid din luna iunie va reprezenta punctul culminant pentru adoptarea unor decizii cheie pentru viitorul alianței, iar România este deja implicată activ și constructiv. Principala decizie va privi noul concept strategic al NATO, prin care alianța va continua adaptarea la noile provocări și își va consolida profilul. La nivelul Uniunii Europene, în discuțiile asupra busolei strategice, vom urmări menținerea nivelului ridicat de angajament în cadrul politicii de securitate și apărare comune. Aprofundarea cooperării NATO-UE și complementaritatea celor două organizații cu evitarea oricărei duplicări rămân esențiale în acest exercițiu. Conceptul de autonomie strategică a Uniunii trebuie să aibă în vedere acești parametri și să fie mai bine conectat de cel al rezilienței strategice a Uniunii și a statelor membre. În acest cadru menționez și obiectivul operaționalizării depline a Centrului Euroatlantic pentru Reziliență. Tot în planul securității, dar și al cooperării regionale, vom continua colaborarea în cadrul trilateralei România-Polonia-Turcia, care în acest an împlinește 10 ani de la lansare și în formatul București 9. Valoarea adăugată a B9 a fost reconfirmată în contextul actualelor provocări de securitate din vecinătatea estică, inclusiv în ceea ce privește coordonarea cu Statele Unite. Vom continua să acționăm consecvent și pentru valorificarea deplină a potențialului politic, economic și strategic al inițiativei celor trei mări. În propria noastră vecinătate, fie că vorbim de extinderea Uniunii Europene în Balcanii de Vest sau Parteneriatul Estic, cele două reuniuni la nivel înalt la care am participat anul trecut au avut în comun ideea reafirmării angajamentului european în relația cu partenerii noștri cei mai apropiați. Acest angajament trebuie să rămână condiționat de atașamentul lor față de valorile comune europene și față de reforma profundă în conformitate cu aceste valori. Vedem în jurul nostru, în Balcanii de Vest, în Republica Moldova, Georgia, Ucraina, la nivelul cetățenilor, aceleași aspirații care au susținut cu decenii în urmă efortul României de aderare la Uniunea Europeană. România susține puternic aceste aspirații. Ne menținem totodată
sprijinul ferm pentru deschiderea negocierilor de aderare cu Albania și Republica Macedonia de Nord. Discurs al președintelui Klaus Iohannis. Clasa politică dovedește maturitatea, a dovedit maturitatea anul trecut în România, s-a format o coaliție politică solidă. Iată mesajul șefului statului pentru ambasadorii acreditați la București. Cu privire la temele de politică internă, președintele a vorbit și despre agenda României în plan extern. Se întâmplă la reuniunea anuală a diplomaților găzuită de președinție.